dimineața! Zi de miercuri, că nici nu mai îmi dau seama ce zi este, bă, cu faptul că sunt proteste în fiecare seară, parcă nu mai există zile lucrătoare luni, vineri, weekend, sâmbătă, duminică. Una într-una, merg una după alta, noroc cu colegul tipii care din când în când îmi amintește ce zi e astăzi. Astăzi este miercuri, ieri, mă rog, a fost marți, mă rog, chestii astea logice, dar care uneori te fac să intri, mă rog, pe o altă linie de apreciere a zilelor. Ce zici, Tibi, e ziua ta de naștere? Te raportezi la zile? Și cine este născut astăzi? Din familie. Din familie ai mulți născuți astăzi. Să-ți trăiască, Tibi, la mulți ani, sănătate și tot ce vrei. Oricum, la mulți ani o să spunem și puțin de-al mai încolo celor care s-au născut în această zi. Dar ne puteți să zicem și acum, la mulți ani, celor care astăzi, în 8 februarie, au adus, de fapt nu numai astăzi, astăzi dau de băut tuturor cu ocazia oricărei vârste pe care o aniversează. Alături de noi va fi Bogdan Romanică, el este președintele asociației Dreams for Life, de altfel o asociație foarte faină, implicată, are multe proiecte interesante și ne va vorbi despre, în mod special despre o conferință ce va avea loc în acest sfârșit de săptămână, mai exact sâmbătă în Cluj va fi, dar sunt așteptați oameni din toată țara, o conferință despre educație și detaliile ni le va da, el este și coordonatorul acestei conferințe, nu numai președintele asociației care organizează respectivul eveniment. Astăzi, ce-am zis că este miercuri 8 februarie, da? Astăzi miercuri 8 februarie, ne gândim a câta noapte de protest a fost aseară. A fost marți prima, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, luni, marți. Ah, deci aseară a fost a 8-a seară de proteste. Bun, colegii ieri au făcut, ca de obicei, analiza zilei precedente și au un scurt reportaj despre cum au venit din nou în centrul orașului, din Cluj, în centrul Clujului, mii de oameni. A șaptea, hai să ne raportăm la a șaptea zi, dacă ieri au lucrat pentru ziua de alaltăieri, colegii de la știri, deci pentru ceea ce a fost ziua de luni. Oricum se zice că luni este ziua cea mai grea, ziua în care oamenii se mobilizează cel mai greu. E adevărat și din punct de vedere a numărului protestatarilor s-a mai redus puțin din mulțime, dar totuși vreo 10.000 de oameni zic că în continuare sunt mulți. Haideți să vedem reportajul. Chiar dacă ordonanța 13 a fost abrogată, clujenii au continuat să iasă în stradă. Ei s-au strâns în cursul după-amiezei în cartiere și au venit la ora 19 în Piața Unirii. Protestele au fost intitulate Continuăm? Altă întrebare? Să vedem, așteptăm. Suntem aici, azi, mâine, poi, cât e nevoie. Ne dorim să plece această guvernare care nu ne mai reprezintă și așteptăm să vină alții, mai cinstiți, sperăm. Nu fac politică, dar nu se mai poate, așa ne batem joc noi de noi. Zicem că își bat străinii, noi românii ne batem joc de noi. Mitingul a fost însoțit și de proiecții laser pe clădirile din zonă. Clujenii sunt hotărâți să continue protestele și în zilele următoare. Da, și foarte des am întâlnit următorul mesaj din partea protestatarilor și pe care i-am văzut eu în Cluj, dar și pe care i-am urmărit în țară la diverse posturi de televiziune. Domnule, să rămână PSD-ul, că au ieșit la alegeri, foarte bine, să rămână PSD-ul, dar să schimbe guvernul dacă aceștia prezenți și-au dovedit slăbiciunile extrem de mari, ca să nu formulez altfel. Deci asta era solicitarea, nu s-a cerut de către toată lumea. Probabil că unii își doresc să plece și PSD și sigur, unii probabil au, cum să zic eu, mai multe doleanțe decât cele care se concentrează ca nucleu al cererilor protestatarilor. Dar foarte mulți au spus lucrul ăsta, domnule, să rămână PSD-ul la guvernare, pentru că ei au ieșit la alegeri, dar să vină în cadrul guvernului, de la formarea guvernului, care guvernul este o instituție importantă într-un stat, să vină niște oameni care să lucreze în interesul cetățenilor și fără ascunzișuri. Ceea ce, sincer, și mie mi se pare foarte logică această chestiune. Mă rog, protestele, din câte îmi dau seama, vor continua. Aseară, din nou, au ieșit mulți oameni în stradă. Cu siguranță vor ieși și astăzi. Mi se pare cumva... Nu, vreau să spun haios, dar nu e foarte haios.
Chestia asta cu faptul că se duc oamenii cu dubele, adică se pun la dispoziție de către niște persoane binevoitoare, autobuze și, mă rog, dube, nu dube, cum le zicem astea, microbuze, mai ales, mă rog, în fine, se pun la dispoziția unora pentru a fi duși în fața Palatului Cotroceni. Mi se pare așa cumva artificial. Da, mă rog, dacă ei consideră că este ceea ce îi reprezintă și un număr atât de mare se coagulează în jurul unei idei, sigur că este dreptul lor să meargă acolo și să să protesteze la Palatul Cotroceni. O urmărim cu interes ceea ce se întâmplă pe mai departe, cred toată lumea, indiferent de partea căreia dintre cele două piețe ar fi. Astăzi, știi, astăzi e ziua cicărâsului și a fericirii. Acum am putea să râdem, dar din păcate în ultimele zile râsul nu este foarte plin, e un pic amar. Și fericirea este o speranță. Ziua râsului și a fericirii, o, Doamne. Râsul care, dincolo de faptul că îți aduce o bună dispoziție și te înfrumusețează estetic, nu orice om care râde e mai luminos, e benefic și din punct de vedere al sănătății, creează cumva o întărire a, sau întărește pur și simplu imunitatea, astfel încât tu să fii mai forte. Râsul face minune atât pentru corpul cât și pentru mintea noastră, mai ales că este o reacție naturală ce nu poate fi mimată. Mă rog, ea poate fi mimată, râsul ăsta, dar râsul poate fi mimat, dar să zicem că atunci când îl vezi sincer, nu mai ai niciun dubiu că omul respectiv e cu adevărat fericit. Creierul nostru zice că poate face diferența între râsul forțat și cel natural. Asta pentru că atunci când auzim pe cineva râzând, începem să căutăm involuntar motivul pentru care se întâmplă acest lucru. Da, uite-l pe nenea, băi, râde! Da, asta este râs voluntar sau râs forțat sau natural? Forțat sau natural? Eu nu-l văd până acolo, dacă nu l-am mai aproape, trebuie să mă uit prea mult. Deci ce părere avem? A, ăsta cum este? Cum este, Tibi? Dă-ți cu părerea! Tu n-ai unde să-ți dai cu părerea, că nu vezi. Nu vezi. Da, uite, râsul ăsta pare așa cumva natural. Ei, da, tanti, asta cum râde? Râde natural, nu? Da. Bine, bine, hai să scoatem puțin pozele, pentru că vreau să zic ceva de șobolan și nu vreau să se asocieze imaginea că doamnele și domnii pe care i-am urmărit nu cred că se încadrează aici. Deci șobolanii râd atunci când sunt gâdilați. Dacă ați încercat experimentul acesta, ați văzut, nu? Dacă n-ați încercat, atunci vă înțeleg. Nici eu n-am încercat să prind un șobolan să-l gâdile. Ar fi ultimul lucru pe care l-aș putea face când aș prinde un șobolan. Mă rog. Ei, șobolanici, că dacă îi studiezi, dacă te uiți la ei, când se joacă, râd. Există un râset al șobolanilor. Cred că e vorba de șobolanul animal, nu? Mai avem în zilele acestea, au tot circulat filmulețe cu diversi șobolani care erau asociați, mă rog. Psihologul Jack Fangsep a observat acest lucru în anii 90, cred că se plictisea extrem de mult, s-a săturat de șoareci de laborator și a zis, hai să trecem la un nivel mai avansat, să încercăm și cu șobolanii, să vedem ce se întâmplă. Chiar dacă nu înlocuiește mersul la sală, se spune că atunci când râzi, îți întărești mușchii feței, ai abdomenului și ai diafragmei. Deci, te pui pe râs, dacă râzi foarte, foarte mult, teoretic ar trebui să slăbești, să faci pătrățele de la râs. Discutabil. Cine ar vrea să încerce să o săptămână întreagă să facă o cură de râs și să măsurăm la început de săptămână dimensiunea taliei sau, mă rog, dimensiunea zonei abdomenului și după o săptămână în care a râs într-una. E vreun coleg care s-ar înhăma la așa ceva? Cineva? Raul? Tibi? Nu? Daniel? Nu? Nici tu nu? Nu. Nu vreți. Bine, mă, dacă nu vreți pătrățele, atunci ok. Unele studii au ajuns la concluzia că 15 minute de râs pe zi îți pot prelungi viața cu aproximativ 2 zile. Acum, e exagerat. Deci dacă râzi într-o zi, 2 ore, 2 ore să râzi, asta înseamnă câte grupuri de 15 minute? 4, 8. 8, 8 ori 2 zile, 16 zile. Deci dintr-o dată tu ai trăi mai mult cu
8 zile. Dar bine, raportat la ce? Raportat la... De unde să știi că ai trăit... Asta nu înțeleg, pe mine mă depășește un pic, de asta nu sunt cercetător, că dacă aș ști să fac calculele astea, probabil că aș fi în alt domeniu și aș fi în alt loc în acest moment al zilei. Mă rog, femeile râd cu cică cu 126% mai mult decât bărbații. Da. Râsul poate stabili rapid o legătură între oameni. O, păi îți dai seama, când ești într-un grup și simți că trebuie să legi acolo respectivul grup de oameni, ce faci? În primul rând te apuci să creezi o glumă, să pui la înaintare un banc, faci niște chestii de genul ăsta, că atunci clar oamenii se leagă. Când ne amuzăm de ceva într-un grup sau cu o altă persoană, această conexiune îndepărtează stresul cauzat de momentele în care te afli pe lângă persoane noi, pentru că există și că pentru foarte mulți un stres. Oare cine e asta? Oare ce vrea? Oare cum? Oare? Și ultima chestiune pe care mai spunem, evident toată lumea știe, râsul este contagios. Sunetul acestuia activează anumite părți ale creierului care sunt în legătură directă cu mușchii feței pe care îi pregătesc să se alăture activități. Acum trebuie să și aseară, aoleu, după antrenament, chiar la sfârșitul antrenamentului, era un exercițiu pe care trebuia să-l facem așa în perechi și domnul Valer cu care lucram atunci, exercițiul de final, aoleu, era într-o stare din asta de, râs necontrolat. Eu, pe bune, apropo de chestia asta cu curiozitatea, atât de greu m-am abținut să nu râd, încât am făcut apel la toate resursele mele de voință și tot ce era posibil. A fost foarte haios și îmi place, uite, de exemplu, acum când mă gândesc la momentul de aseară, din nou mă relaxează, mă bine dispune. E o treabă fantastică. Dacă nu poți să râzi neapărat, măcar să ții minte momentele care te fac să râzi și să, din când în când, să le rememorezi. Haideți să vedem ce temperaturi ne așteaptă în această zi. Bun, temperaturile pentru miercuri 8 februarie. La Alba Iulia, hai domnule, hai. Hai să începem cu Baia Mare. La Baia Mare e minus 1 grad, la Brașov, minus 1 grad, dar ninge în acest moment. Au fulgi oricum în majoritatea zonelor din Brașov. Cluj-Napoca, 1 grad Celsius cu un pic de ceață. Sincer, mie mi s-a părut destul de cald venind încoace. Nici de cum nu m-aș fi gândit că este doar 1 grad. Cred că sunt mai multe. Cred că 1 grad doar în anumite zone din Cluj. Poate cine știe, pe dealuri, undeva, zona Zorilor, habar n-am. Oradea, minus 2 grade Celsius. Hai să vedem un pic mai detaliat. La Cluj, astăzi ne așteptăm la o maximă de 4 grade, dar oricum cu multă ceață, minus 2 grade vor fi la noapte. De altfel, mâine și poi, mâine peste zi, tot 4 grade Celsius ne așteptăm să fie. La Oradea, astăzi vom avea o maximă tot așa de 3-4 grade Celsius, la noapte tot temperaturi scăzute sub 0 grade, respectiv minus 2 vor fi în principiu, dar mâine și poi mâine temperaturile peste zi cresc mai multuți, dacă astăzi vor fi 3, mâine și poi mâine vor fi 6-7 grade Celsius. La Brașov avem precipitații sub formă de ninsoare astăzi pe parcursul întregii zile. Mâine și poi mâine 1 grad cu plus, dar de sâmbătă încolo avem doar temperaturi cu minus, atât peste zi cât și peste noapte. Noaptea chiar sub minus 15 grade vor scădea temperaturile. Peste zi vor fi cam minus 3 grade Celsius. Da. La Baia Mare, cel onorat acum, maxima de astăzi 5-6 grade, la fel va fi și mâine și poi mâine o temperatură în jur de 6 grade la amiază, iar sâmbătă și duminică mult soare, dar maximele vor fi în jur de 3-4 grade Celsius. Hai să răsfoim un pic și ziarele, să vedem ce titluri găsim în prezent. Ați văzut aici ce trei culori cunosc pe lumea, nu? Aici este un suc de măr cu țelină. Aici este un ceai de... De ce avem ceaiul ăsta, Daniel? De fructe de pădure. Și aici avem o apă absolut curgătoare de la robinet, cât se poate de bună. Pentru că se zice dimineața, nu? În primul rând încep cu un pahar cu apă
și pe urmă continui cu alte chestii sănătoase. Deci vă recomand măcar o jumătate de mic dejun să fie sub formă de lichide de genul acesta. Monitorul de Cluj scrie pe prima pagină despre investițiile Clujului îngropate de guvern. Marile proiecte de infrastructură au rămas doar pe hârtie. Bugetul pe 2017 a fost adoptat de Parlament, iar pentru guvernul Grindeanu investițiile Clujului nu sunt o prioritate. Adică bine mă, ce-i cu ăla al doilea oraș ca dezvoltare economică după București? Dă-i dracu, mă, au ăștia nevoie. Însă așa de dezvoltare economică nu le mai trebuie banii noștri. În fine, orașul a rămas oficial fără centrul metropolitană, fără spital regional de urgență și fără bani pentru aeroport. Sigur, nu contează că din zona asta către bugetul țării merg, desigur, foarte mulți bani și că bugetul țării s-ar face preponderent din dezvoltarea economică a zonei Transilvaniei. Nu contează asta. Cum de altfel, spuneam și ieri, nu a contat faptul că unii au fost așa de luminați la cap să atace multinaționalele pe un motiv de... nici nu găsesc cuvântul potrivit. Deci te apuci tu să zici de multinațional ceva de genul ieșiți dracu, știi, deci traducerea cam asta era. Bă, voi multinațional, ia dispăreți și lăsați-ne oamenii în pace. Multinaționale astea plătesc foarte mult impozit și tot fel de taxe. Că multinaționalele astea contribuie destul de mult la bugetul pe care trebuie să-l împartă oamenii ăștia din guvern. Nu mă zic, adică e o părere. Așa că, din punctul meu de vedere, treaba asta cu multinaționale e un pic exagerată. Mă, nu zic că trebuie să fim numai cu multinaționale în țară, dar ăstea care au venit n-au nicio treabă cu figurile astea din ce se întâmplă, scandalul ăsta cu... mă rog, din aceste zile. A 8-a zi de proteste, bat clujenii în retragere, întreabă monitorul. Păi, un răspuns posibil este altă întrebare. Cel mai mic număr de manifestanți de la începutul protestelor s-a înregistrat ieri. Au fost 1000 de persoane care au ieșit în stradă. Mai citim despre carnavalul de la Veneția. Se pare că avem reprezentanți acolo, deci din Cluj. Expoziția de grafică Una nostalgia indescriptibile a artistului Constantin Udroiu va fi inclusă în programul carnavalului de la Veneția. Urmă, iarăși e o chestiune legată de cei care au credite în franci. Știm că și acest lucru a fost adus în discuție. Proiectul de lege referitor la conversia creditelor în franci elvețieni a fost declarat neconstituțional. Ce se întâmplă mai departe o să vedem. Unde zboară clujenii de ziua îndrăgostiților? Cuplurile care doresc să petreacă ziua îndrăgostiților în afara țării aleg cu preponderență city break-uri în capitalele sau marile orașe europene. Informatica devine materie obligatorie pentru gimnaziu. Foarte firesc, cum ar veni, având în vedere trendul de activitate din ultimii ani. Tratamentul pentru hepatită C, stadiul F4, de la 1 martie, cred că vor începe aceste tratamente de fapt sau distribuirea respectivelor medicamente. Pe ultima pagină, UBT are cei mai mulți jucători la All-Star Game. Vorbeam despre All-Star Game și săptămâna trecută. Și la feminin și la masculin, uite, All-Star Game-ul Ligii Naționale de Basket Masculin a urmat turneului Final 8 sau Final 8, mă rog, al Cupei României, în care UBT întâlnește în sferturi Sibiul. U merge fără complexe la Sfântul Gheorghe, vom juca de plăcere echipa de basket feminin a universității despre care vorbeam săptămâna trecută. Da, și avem clujeni medaliați la lupte libere. Doi sportivi de la Universitatea Cluj, Vlad Boieriu și Boruș Gabor, au ocupat locul 2, respectiv 3, la categoria 97 de kg, a finalei campionatului național individual de lupte greco-romane libere și feminine la senior, după ce s-au întâlnit în... adică și libere și feminine. Păi ăștia sunt Vlad și Boruș Gabor. Mă rog. S-au întâlnit în semifinalele competiției organizate la Reșița. Alt ziar, ziarul Monitorul Județului, ziarul popular, Monitorul Județului Cluj. Ăsta unde apare? Ah, ediția de Huidin, da. Ce facilități au elevii și studenții la transportul pe calea ferată? N-ați văzut ziarul ăsta, ei, bandiților. Studenții pot circula gratuit cu trenurile.
la clasa a doua, începând de la 1 februarie, potrivit unei hotărâri adoptate de executiv. Conform unui comunicat transmis de executiv, hotărârea vizează aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport interferoviar și cu metroul pentru elevi și studenți. De asemenea, elevii din învățământul obligatoriu, profesional, inclusiv post-liceal, liceal acreditat, autorizat, beneficiază de tarif redus, cu 50% pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri clasa a doua pe tot parcursul anului calendaristic. Și avem amănunte în pagina a 5-a. Vaccinul hepatitic B nu va mai fi adus în România până în ianuarie anul viitor. Mai citim de asemenea că anual peste 5.000 de oameni mor de cancer din cauza mediului toxic de la serviciu. Schimbați serviciu. Proiectul de ordin privind structura anului școlar viitor în consultare publică. Și mai citim despre zilele libere din acest an 2017. Calendarul sărbătorilor legale. România au 14 zile libere. Da. Mie îmi place foarte mult când primim în februarie numărul pe ianuarie, dar cred că așa se distribuie asta. Atunci nu înțeleg de ce nu scrie. Deci dacă tu știi că așa te organizezi să distribui ziarul în februarie și tu scrii în ianuarie, de ce hantă ta nu scrii ianuarie-februarie ca perioadă, cum ar veni, zic eu. Numai mă întreb. Și avem pe ultima pagină ce scriu adolescenții de azi în social media, topul postărilor din 2016. Da, avem, uite, și pe Facebook, și pe Twitter. Twitter-ul ăsta încă n-a prea prins la noi, se mai chinuie unii. Și eu, inclusiv eu mă mai chinuie uneori, mai am așa câte o scripire și pac, da, câte o postare pe Twitter, dar nu simt așa că, cum să zic eu, percutează lumea propriu-zis, cum se întâmplă pe Facebook. Facebook-ul e altfel. Monitorul ediția de Arieș scrie despre Curtea de Conturi care vorbește despre activitatea administrațiilor publice, iată, nereguli cu bani publici. Eu nu știu dacă pe undeva s-a găsit vreo instituție care să fie în regulă. Instituție dintre cele care au fost verificate de Curtea de Conturi. Și toate titlurile numai cu astea. Curtea de Conturi a găsit nereguli acolo, peste tot. Da. Cine sunt mari datornici la primăria Câmpia Turzii, în pagina 6 îi vedem. Asfaltarea străzilor, problemă prioritară în Turda. Sigur? Altă întrebare. Refinanțarea creditelor primăriei Turda a fost aprobată de aleșii locali și mai citim pe ultima pagină despre Cabinierul, o piesă cu priză la publicul turdean. Zi de zi de Mureș, pleiadă de proiecte în comunele județului. Oi, să vezi aici ce luptă între comune pentru proiecte. În pagina a treia, de fapt, le vedem mai pe larg. Citim despre arta populară la balul însuraților și despre medaliile la naționalele de lupte, pentru că au fost campioni și în zona mureșeană. Informația Harghitei scrie despre protestul de susținere a berii Chichișor. Protest de susținere a berii Chichișor. După ce săptămâna trecută câteva sute de harghiteni au ieșit în stradă alăturându-se protestelor din țară față de comportamentul guvernului, această săptămână a început cu noi manifestații în Miercurea Ciuc. Însă, de această dată, este vorba de o mișcare de susținere a acestei beri, știindu-se faptul că Heineken a câștigat în instanță procesul privind folosirea acestei denumiri. A fost un proces care a adunat pe platoul din fața Palatului Administrativ din Miercurea Ciuc aproape 200 de oameni, printre susținătorii berii, aflându-se președintele Consiliului Județean Harghita Borboi Ciobo, extremistul Cibi Barna, sau Barna, sau bine, aceștia doi înțeleg că au și ținut cuvântări, au fost și suporterii echipei de hockey, bla bla bla. Pata de culoare a protestului a fost dată de un grup de școlari care au venit în piață cu instrumente muzicale, asigurând astfel coloana sonoră a protestului din repertoriul nelisim, desigur, imnul secuiesc. Mă rog. Da, mai citim despre comisiile juridice care au dat aviz pozitiv solicitării președintelui privind organizarea unui referendum și anul nou chinezesc, anul cocoșului de foc, sărbătorit în Miercurea Ciuc de elevii din Harghita care studiază limba și cultura chineză în cadrul programului Confucius. Monitorul Express. Parlamentarii PSD nu au cerut niciun leu pentru Brașov. În plin proces de dezbatere a bugetului pe 2017, parlamentarii PNL au depus 6 amendamente, cei ai USR 5 amendamente, UDMR a depus 4 amendamente, în timp ce aleșii PSD au avut 0 încercări de a atrage fonduri pentru proiectele Brașovului. Și adică nici Brașovul nu primește nimic? Doamne ferește! Las că primește Teleorman.
Păi, să primească, am mai zis și altă dată, să primească și telormanul, că și oamenii de acolo probabil lipsiți de multe șanse. Dar dacă tu nu mai dai deloc zonelor care au nevoie de o susținere, băi, eu nu zic să dai tot bugetul, nu știu, județelor, spre exemplu, din Ardeal sau din altă parte, zona Banat, nu contează. Dau un exemplu pur și simplu, da? Nu dai tot bugetul către Cluj, că vrea Cluj să aibă nu știu ce autostrada, nu știu care. Dar băi, dă măcar acolo ceva, să se vadă că ai o intenție de a sprijini toată țara asta. Nu mă zic. Că altfel prea pare, adică noi cunoști, păi, nu? Sintagma parcă era că, adică o sintagmă care i-a deranjat pe unii a fost că de ce a zis românii mei președintele. Na, bă, acum din câteva asta a fost o vorbă. Dar faptic, cu atât mai grav, rezultă că acest guvern are și el numai niște români. Deci nu cred că e ok. Indiferent că a zis sau nu a zis președintele ceva, guvernul nu trebuie să facă ceva ca o reacție de genul a, ai lovit cu jucăria, stai, lovesc și eu cu jucăria. Nu? Așa mi s-ar părea mie logic. Da, poate că numai mie mi se pare logic. Pe pagina de Facebook puteți să-mi scrieți, am primit ieri la mesaje care de care mai interesante și oricum foarte diverse. O să povestim poate și despre ele într-o zi. Iohannis în Parlament, nu vă bateți joc de România. Cred că majoritatea ați văzut discursul președintelui de ieri. Mai citim despre dosarul Farmacia care va fi judecat la tribunalul Covasna și putem să citim despre cea mai bogată localitate din județ în pagina 3, și anume Comuna Cristian. Jurnal Bihorean are pe prima pagină titlul de infrastructură cu pauze. Amendamentele PNL Bihor privind infrastructura au fost respinse pe bandă rulantă. Păi nu e așa? Ce contează zona asta Transilvaniei? Ce ziceai, Daniel, cu autostrada Transilvaniei? Deci dacă avem o autostradă a Transilvaniei, ne mai trebuie altceva, nu? Cam asta era ideea. Doamne, doamne! Bani pentru centur și pentru DN76 vor mai fi alocați abia în 2020, când probabil vor fi alții membri în forumurile astea de conducere. Că-s niște forumuri, după părerea mea. Mai lipsește numai să stea față în față la o masă rotundă și să zică, băi, pentru că nu stă nimeni la colț, hai să facem ce vrem. Doamne. Șanse de angajare pentru bihoreni, iarăși pentru cei care vor. A șaptea zi de proteste, iarăși e și acest subiect în Jurnal Bihorean. Adevărul.ro are un articol, uite, despre o amendă. România TV a fost amendată după sutele de reclamații primite de CNA în care postul era acuzat de manipulare și dezinformare. Și, uite, avem acolo, deci eu am rămas șocată când am văzut chestia asta pe ecran, pentru că, deși poți să găsești, poate, dacă forțezi un pic lucrurile, cred că găsești niște explicații, cumva. Dar, Iohannis cere de la guvern lege pentru amnistie și grațiere. În mod normal, hai înțelege, deci orice om simplu se uite și zice, a, păi vrea o lege ca să se introducă amnistirea și grațierea în vigoare, nu? Cam, adică să, pardon, să intre, să se creeze o lege pentru anumiți oameni să fie grațiați, da? Spre exemplu. Probabil că cei de la România TV or să zică, păi nu, stai, noi n-am zis că să fie grațiați sau să nu fie grațiați. Adică se poate interpreta și că Iohannis cere de la guvern o lege pentru a nu intra în vigoare oarește, nu? Sau ceva de genul, sau mă gândesc că altfel nu-mi dau seama cum naiba să pui o burtieră de genul acesta. Adică trebuie să fie o interpretare de... Plus pui poza asta, uite, punem poza, îi președintele care probabil a zis ceva, știi? Și a pus mâna aici. Și atunci aici pare că ăștia doi, președintele și premierul, șușotez, băi, hai să facem ceva chestie împreună. Așa pare, ori asta cred că s-a întâmplat. Dacă ați urmărit ședința aia de guvern, n-a fost nici pe departe o treabă care să fie sub preponderența acestor șușoteli și a înțelegerii între cei doi. De asta cumva pe mine mă surprind foarte multe. M-au surprins foarte multe. Am urmărit, sincer, am urmărit mai multe posturi de televiziune. Cel mai mult am stat pe TVR1, pe Realitatea, pe Antena 3 și pe RTV. Astea patru au fost cele pe care am stat cel mai mult, zapând, că
nu știu cum aveți voi, dar eu, de exemplu, la televizorul meu nu pot să-mi aleg doar 10 și să fie una după alta. Și ele sunt acolo în crnatul ăla de canale și trebuie să tot caut, știi, ori ții minte numărul ăla 251, 140, minunul de genul ăsta, care nu au nicio logică și nu sunt simplu de ținut minte, ori te duci și tot zapezi tot, tuc, 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 stai cu telecomanda și până ajungi la un moment dat, mă rog. Ei, au fost foarte multe burtiere, adică benzi acolo unde se scrie titlul, plus niște exprimări care eu le-am găsit foarte, foarte multe de desubturi. Și când vezi odată, vezi de două ori, vezi de trei ori, bă, parcă nu mai îți vine să crezi ceea ce se zice. Și bine, în capul meu automat se făceau traducerile sau posibilele traduceri. Ce se dorește prin respectiva mențiune, prin respectiva întrebare, prin respectivul gest pe care l-a făcut unul sau altul, invitat în platou, moderator, invitat special și așa mai departe. Sigur că ține de fiecare cum își setează filtrul, cum înțelege, ce înțelege. Asta e destul de, cum să zic eu, e o chestiune absolut individuală, personală. Dar eu aștept din punct de vedere legal să vedem ce decizie se ia. CNA-ul de asemenea a fost acuzat de mulți oameni că a prea stat pe margine, când de fapt trebuia să intervină un pic mai mult în aceste zile, când a fost mare agitație în toate emisiunile, sau mă rog, toate care abordau subiectul ăsta al protestelor. Făclia, un alt ziar, dispute între liberalii și socialdemocrații clujeni pe tema bugetului. Liberalii clujeni se arată extrem de dezamăgiți de faptul că PSD nu a susținut o serie de amendamente ce vizau continuarea lucrărilor la mai multe proiecte de infrastructură din județul Cluj. În replică, liderul PSD Cluj susține că a votat amendamentele opoziției ca gest de sprijin al Clujului, precizând că prin bugetul adoptat recent, acest județ beneficiază de fonduri cum nu a mai avut parte nici în guvernarea Boc și nici într-o altă guvernare de dreapta. What? Stai să mai citesc o dată ultima frază. În replică, liderul PSD Cluj susține că a votat amendamentele opoziției ca gest de sprijin, bun, precizând că prin bugetul adoptat recent, adică ieri, acest județ, Clujul, beneficiază de fonduri cum nu a mai avut parte nici în guvernarea Boc și nici într-o altă guvernare de dreapta. Serios? What? Stai să mai citim un pic, deci permiteți-mi să zăbovesc puțin. What? What? Deci, Făclia scrie așa. Parlamentarii liberali clujeni au anunțat că au propus o serie de amendamente la legea bugetului ce vizau alocarea de fonduri pentru mai multe obiective de infrastructură din zona Clujului, însă au fost respinse de majoritatea PSD-ALDE. Ghilimele. În cadrul ședinței de plen comun a Camerei Deputaților și a Senatului s-a adoptat bugetul Ministerului Transportului în forma propusă de guvern. Parlamentarii PNL Cluj au depus o serie de amendamente la legea bugetului la capitolul infrastructură, amendamente care se referă la finanțarea lucrărilor pentru centura metropolitană a municipiului Cluj-Napoca, continuarea lucrărilor la autostrada Transilvania, tronsonul Cluj-Vest-Mihăiești, suplacul de Barcău Borș și Mihăiești suplacul de Barcău. Din păcate, parlamentarii PSD au dat dovadă de autism și nu au susținut aceste proiecte. Drept urmare, toate amendamentele au fost respinse. PNL Cluj își exprimă profunda dezamăgire față de gestul parlamentarilor PSD, în mod special a parlamentarilor PSD Cluj, în frunte cu Horia Nasra, de a respinge finanțarea acestor proiecte de o importanță majoră, nu doar pentru cetățenii județului Cluj, ci pentru cetățenii întregii Transilvanii. PSD a arătat încă o dată că pentru ei nu a contat încrederea și votul acordat de cetățeni și demonstrează că ei susțin doar legile și proiectele care îi favorizează, iar acest lucru s-a putut observa și prin modificarea codului penal și de procedură penală din zilele trecute. Suntem curioși să știm care este părerea cetățenilor care au acordat în 11 decembrie votul celor de la PSD, iar acum constată că acest partid îi sfidează sistematic, precizează reprezentanții PNL Cluj. Contactat telefonic, președintele PSD, Horia Nasra, a declarat că a votat amendamentele privind creșterea finanțării pentru autostrada Transilvania. Băi, continuare în pagina 5-a. Nu am tot ziarul ăsta, mi se pare, mă enervează un pic. Ia stai să vedem oare, nu găsesc cumva să caut pagina a 5-a din... Trebuie să citim, mă, frate, să vedem un pic mai departe unde este. Hai. Uite, Făclia. Bun, hai că am găsit Făclia. Bun, hai să-l deschid.
L-am și în formatul ăsta electronic, dar era mai simplu dacă l-avea. Nu se mai poartă, numai ăștia de la monitor, săraci, niște drăguți, ei ne trimis ziarul în forma normală. În rest, așa, pe, mă rog, pe un calculator, le mai printez, am nu știu ce. Hai, deschide-te, prietene, azi, că avem emisiune. Mă rog, lăsăm asta un pic în stand-by, că Gheorghe ăsta visează ca ai vers pe pereți. 500 de militari americani, în gândul, cu tancuri și mortiere vin în România peste 9 luni. Vorbim de batalionul 1 Fighting Eagles, care vor veni cu tancuri M1 Abrams, vehicule de luptă M2 Bradley și mortiere Paladin, mă rog, pentru a participa la exerciții alături de militarii români. Unitatea armatei SUA va staționa în România pentru o perioadă de 9 luni, urmând să fie înlocuită printr-o rotație de o altă unitate, anunță MAPN. Hai, Gheorghe, astăzi deschide-te de în Franța. Adevărul.ro mai are un articol, te-l văd pe Victor Ponta aici. Curtea de apel București a respins cererea lui Victor Ponta, pe Adevărul.ro, așa, a respins cererea lui Victor Ponta de anulare a ordinului prin care i s-a retras titlul de doctor. Decizia nu este definitivă. În articol de Nicoleta Onofrei, Curtea de Apel București a respins ieri ca neîntemeiată cererea lui Victor Ponta de anularea ordinului Ministrului Educației prin care i-a fost retras titlul de doctor. Deci cum ar veni, omul își dorește înapoi titlul de doctor. Decizia nu e definitivă. În octombrie, Curtea de Apel a respins și cererea de suspendare a aceluiași ordin venită tot din partea fostului premier. Și avem un update aici. Respinge excepția inadmisibilității, respinge acțiunea ca neîntemeiată. Cu recurs, în 15 zile de la comunicare, se arată în decizia de ieri a Curții de Apel București, decizia poate fi atacată la instanța supremă potrivit news.ro. Avocații fostului premier au susținut ieri în fața instanței că și în cazul cererii de suspendare a ordinului, ca și în acel caz, că un act administrativ nu poate fi revocat printr-un alt act administrativ după 13 ani în care a produs efecte. Da, de ce nu? Adică și ce dacă a produs efecte? Cu atât mai rău. Deci dacă a produs mulți ani efecte, ar trebui să se repare răul ăsta, zic. Adică chiar nu mi se pare un argument. Da, avocații ăia sunt plătiți pentru ceva, deci trebuie să inventeze tot felul de motive sau să caute, să găsească tot felul de motive prin care să ajungă la îndeplinirea obiectivului lor, nu? Adică, domnule, să-și primească omul înapoi titlul de doctor. Da, bine, hai că mai vedem cu asta. Băi, cât de greu se deschide, nu cred. Deci cred că până la finalul emisiunii, în fine. Oricum, în Făclia, în pagina 5, este continuarea respectivului articol. 5 cazuri de rujeolă confirmate la copii din județul Sibiu, este un articol pe Tribuna. Niciunul nu era vaccinat. Păi da, adică asta cu rujeola, Doamne ferește și păzește. Și am mai zis-o și atunci când a fost problema mai acută, mult mai controversată. Și părinții au hotărât, doamne, să nu-și mai vaccineze copiii de rujeolă. Bă, ok, dacă sunt astfel de părinți care consideră că vaccinul ăla de rujeolă nu-i bun la nimic, ok, e decizia lor. Dacă ar sta într-un vârf de munte, unde ar fi numai ei? Problema este că acel copil care nu este vaccinat și face rujeolă trește într-o comunitate, că merge la grădini, merge la școală, mă rog, pe undeva. Da? Și ăla, copilul respectiv, o să intre în contact cu ceilalți. Și baiul este că bolile astea se transmit așa nic, cum stăm și ne uităm unul în fața celuilalt. Nu la televizor, dar față în față. Și atunci, pentru faptul că tu, ca părinte, ai fost, hai să zicem, prin exemplu, inconștient, eu, ca părinte, de ce trebuie să suport consecințele inconștienței tale? Pentru că vorbim de o comunitate, asta e chestia. Regula se dă pentru comunitate. Băi, trăiești în această comunitate? Ok, toată lumea se vaccinează. Nu vrei să trăiești în această comunitate și să respecti acest rând? Nicio problemă. Vârful muntelui. Du-te. Pa! Vorbeam zilele trecute cu, mă rog, locuitori din Franța, să nu spun exact. Foarte apropiați. Nici nu se pune problema. Nici nu numai că nu ai voie să nu-ți duci copilul la vaccinat, dar te-o prins că nu ți l-ai vaccinat. Te-o lua și hantătar cât ai de plătit amenzi și tot felul de chestii și vin cu protecția copilului și Doamne feri. Se pare logic. Bun, altă chestiune, ziarul Unirea. Românii vor avea parte de o creștere mai lentă a prețurilor în 2017 și de un avans mai rapid în 2018.
Sunt câteva dintre titluri. Haideți să vedem repede ce... Nu, desigur, ăsta nu s-a deschis. Îl urăsc. Să vedem în 8 februarie, de-a lungul timpului, ce s-a întâmplat. Sănătate, v-am zis eu. Deci ăsta este un suc cu țelină, măr și un pic de morcov. Foarte bun. Trebuie, trebuie savurat la început de zi. Bun, în anul 1856, în 8 februarie, Barbu Șirbei decretează desfințarea robiei în țara românească. În anul 1859 are loc intrarea triumfală a lui Alexandru Ioan Cuza în București după dubla sa alegere ca domn al principatelor române. În 1880, Franța, Germania și Marea Britanie recunosc independența de stat a României. Iar în 1904 începe războiul ruso-japonez, după ce marina japoneză a lansat un atac surprinzător îndreptat împotriva portului Arthur în China. Portul Arthur? Deci în China este un port care se numește Arthur? N-am știut asta, trebuie să recunosc. Deci cât în 8 februarie 1904 s-a întâmplat. Bun. De ce să cheme pe portul ăla Arthur? Trebuia să-l cheme Arthur Chong sau ceva de genul ăsta, nu? Mă rog. În 1907 are loc răscoala țăranilor din satul Flămânzi, județul Botoșani. 1916, conform legendei, aflat la Zurich, în cafeneaua Cabaret Voltaire, scriitorul Tristan Tzara creează un nou curent de avangardă și anume dadaismul. În 1919 are loc primul zbor comercial aerian între Paris și Londra, iar în 1984 jocurile olimpice de iarnă se deschid la Sarajevo. Mai spunem că în 2006... egiptologul american Otto Schaden a dat publicității descoperirea unui nou mormânt de faraon în Valea Regilor. În 1828 s-a născut Jules Verne, celebrul scriitor francez, de altfel creator al romanului științific de anticipație. Primul roman, 5 săptămâni în balon, i-a adus un succes foarte, foarte mare. Asta a dus și la semnarea unui contract de 20 de ani pentru o serie de călătorii extraordinare. O parte din cele 62 de romane care au format-o, fiind prezente în publicația pentru tineret Magazin d'Education et de Recreation. Eu tot îmi fac un pic de exercițiu, în zilele următoare voi face o călătorie frumoasă în Franța. Mai spunem că în 1932 s-a născut Emanuel Petruț, cunoscut actor român de teatru și film. Foarte repede, cât este ceasul? 43. Nu cred! De ce te-a timp așa repede? În clipele următoare vom povesti despre conferința de sâmbătă de aici, de la Cluj. Alături de mine în platou este Bogdan Romanică. Bună dimineața! Bună dimineața! Președinte al Asociației Dreams for Life și de asemenea coordonatorul evenimentului de sâmbătă. Spuneam de o conferință interesantă și necesară, cred eu, despre educație. Da. Să începem din punctul meu de vedere cu o scurtă prezentare a asociației. De fapt, cu ce se ocupă Asociația Dreams for Life? Da, Dreams for Life s-a înființat în urmă cu 5 ani de zile, aici în Cluj-Napoca, din dorința de a oferi o dezvoltare mult mai bună, mult mai autentică și mai profundă tinerilor din comunitate. Și în prezent suntem un ONG, o asociație care oferă programe de dezvoltare personală și profesională tinerilor din Cluj. Dacă spunem de programe de dezvoltare personală, la ce ne referim? Ne referim la întâlniri, ateliere, cursuri de formare, training-uri, cum sunt cunoscute, care le permit tinerilor să se cunoască mai bine, să-și dea seama care sunt valorile lor, care sunt talentele, pasiunile. Programă de dezvoltare a abilităților de viață, de lucru în echipă. Facem jocuri, exerciții, activități în natură, prin care încercăm să le oferim tinerilor o perspectivă mai bună asupra vieții.
cu alte cuvinte, să se cunoască ei înșiși mai bine și în funcție de aceste lucruri să ia decizii cu privire la poate carieră sau alte lucruri într-adevăr care să îi influențeze. Exact, exact. Sâmbătă va fi această conferință la Casa de Cultură a Studenților, o conferință pe tema educației. De fapt, mai pe larg subiectul ce privește. Conferința se numește Conferința despre educație și viitor și îmbină două elemente, să spun așa. Este, pe de o parte, un eveniment de diseminare din cadrul unui proiect european prin finanțarea Erasmus+, pe care îl desfășurăm de 2 ani de zile în parteneriat cu o organizație din Bulgaria. Și acum proiectul se află la final și diseminăm, dăm mai departe în comunitate materialele pe care le-am dezvoltat. Unul dintre materiale poate fi văzut aici, este un manual pentru lucrătorii de tineret care poate fi folosit de toate persoanele care lucrează în educație. Deci aceasta este o parte, să promovăm și să diseminăm materialele din proiect. Și al doilea motiv este coagularea unei comunități de pasionați și de profesioniști din educație pentru a face schimb de idei, de bune practici și de a ne uni pentru a oferi o dezvoltare a tinerilor mult mai bună. Cei care vor, nu știu, lua cuvântul sau cei care vor susține părțile poate principale din conferință, cine sunt, care sunt oamenii invitați special la conferință? Am încercat să unim forțele din comunitate și să colaborăm cu organizații cu care Dreams for Life deja colaborează și are legături destul de bune. Și în cadrul conferinței vor fi persoane de la 4 alte organizații pe lângă Dreams for Life, de la Actions for Change, Education Studio, Fundația Noi Orizonturi și Asociația Minte Forte. Și persoane din cadrul acestor organizații vor avea anumite prezentări, vor avea anumite ateliere prin care își vor oferi din experiența lor, din bunele practici pe care le fac cu alte persoane, cu tineri, cu adulți, le vor oferi și altor profesori, educatori, ONG-iști din domeniul educației. Deci înțeleg că aceștia ar fi oamenii așteptați să facă parte din public, da. Atât tineri care au auzit de acest proiect, cât și profesori sau, eu știu, alte persoane care poate pe mai departe vor dori să se implice în alte proiecte similare. Sigur, sigur. Deja sunt peste 100 de persoane înscrise și confirmate care vor veni sâmbătă și avem de la educatori din grădinițe, profesori de la colegii naționale, de la colegii tehnice, din școli private, din ONG-uri studențești, din ONG-uri, fundații cu un caracter social mai profund. Deci o gamă foarte largă de participanți, atât din Cluj-Napoca, cât și din alte localități, cum ar fi Beclean, Bistrița, Simeria, Maramureș și alte locuri. Deci conferința vine să încheie o perioadă de studiu și lucru, să zicem, a proiectului. După această conferință, ce urmează pentru Asociația Dreams for Life? Să spun așa, continuarea acestei conferințe, îmi doresc foarte mult să ne coagulăm un grup de oameni care vor să se dedice în continuare educației și să inoveze și să continue prin colaborări pe plan local și îmi doresc ca probabil să avem astfel de întâlniri măcar la 3 luni, deci să fie întâlniri trimestriale în care pasionați și profesioniști din educație, din comunitate să colaboreze. Deci chiar dacă se încheie acest program care a inițiat conferința pe educație și viitor de sâmbătă, urmările ar trebui să fie această întâlnire a oamenilor interesați pentru a găsi, nu știu, poate soluții, dacă se identifică alte probleme, respectiv nevoi, să se găsească rezolvări. Exact, exact. Deci asta este, pe de-o parte, perspectiva acestei comunități de profesioniști. De altfel, nu degeaba îi spune pentru educație și viitor. Exact, exact. Pentru că educația de care marea majoritate a tinerilor au parte nu îi pregătește pentru viitor. Și trebuie să ne gândim cum ne pregătim, cum îi pregătim pe tineri pentru a face față unui viitor care dă semne că este tot mai incert și mai provocator, să zic așa. Da.
Am remarcat chestiunea aceasta că, deși sistemul de educație nu îi pregătește cum trebuie, dar trebuie găsită o soluție din afară care să... Și primul impuls era, bun, dar de ce nu mergeți să lucrați acolo către sistemul ăsta de educație? Cred că este mult mai greu să schimbi un sistem care e, nu știu, poate prea înfipt și e mult prea greu de mutat și cred că este mult mai aplicabilă soluția aceasta de a găsi, eu știu, proiecte sau evenimente care să vină să ajusteze ceea ce e necesar pentru, mă rog, pentru tineri. Și e lăudabil implicarea voastră. Sper să aveți parte de cât mai multe oportunități de genul ăsta. Mă bucur că în zona asta cel puțin, probabil și în alte părți din țară, nu dau seama exact, dar în zona noastră cel puțin transilvaneană sunt foarte multe ONG-uri care se implică pe partea asta de educație, de formare, de, nu știu, sunt orientate către tineri și sunt rezultate. Plus că este povestea asta de sustenabilitate, adică, ok, avem acum un proiect, dar pe mai departe efectele nu se opresc. Câți oameni sunt în echipa Dreams for Life? Este o organizație destul de mică, să spun așa, pentru că am trecut prin mai multe transformări, eu fiind membru fondator și președintele organizației. Am fost nevoit să mă mut pentru o perioadă de timp în Timișoara, ceea ce cumva a diminuat activitățile organizației. În prezent aș spune că sunt eu foarte activ și în jurul meu sunt persoane cu care colaborez, anumiți voluntari, deci aș spune așa cam la o mână de oameni, 4-5 persoane, prieteni, colaboratori, formatori cu care ne adunăm în funcție de evenimente și facem mai multe lucruri. Nu pot decât să vă urez succes. Această mână de oameni care face multe lucruri pentru educație și pentru viitor. Îmi place foarte mult titlul, l-am spus de mai multe ori în timpul discuției noastre și cred că am să repet și după. Conferința pentru educație și viitor, care are o implicare, are o legătură foarte directă cu ceea ce de fapt ar trebui să se întâmple. Și mă bucur că faceți ce faceți voi. Și aștept să mai povestim și despre proiectele viitoare ale asociației. Cu siguranță. Și noi suntem dornici să promovăm și să oferim din ceea ce facem, pentru că sunt lucruri foarte interesante și sper să intrăm mai în profunzime cu alte ocazii. Mulțumesc, succes pe sâmbătă. Ne întâlnim și mâine dimineață, începând cu ora 8. Toate bune.